Mirela Dens este tânăra care a cucerit inimile moldovenilor cu dansurile ei. Faimoasa brunetă s-a făcut remarcată pe internet cu un video de senzație. Are o condiție fizică de invidiat. Nu este de mirare că are atât de mulți fani care sunt înnebuniți după faimoasa brunetă. Recent, Pintili Mirela Loredana, numele ei real, a postat pe contul ei de Facebook un filmuleț de la un eveniment în care aceasta a avut un program artistic și unde a fost aplaudată de oamenii care erau la petrecere. Alo, bună, da. De la Marius Baldovin de la Sirile, Gazeta Mondenă TV. Bună, ce să fac? Acasă. Mă bucur că putem să vorbim. Mirela, știu că tu ești cunoscută în partea ta a zonei Moldovei ca și dansatoare. Vorbește-mi despre pasiunea ta, cum a început? Da, Marius, într-adevăr sunt foarte cunoscută aici în zona mea, în zona Moldovei a Iașiului. Am început acum 5 ani. Ai avut un instructor care te-a învățat aceste dansuri? Da. Am luat lecții de la cunoscuta Seirin din București. Da. S-a avut vreo două seminarii aici în Iași, am mers și eu în București la ea. Spune-ne de la ce vârstă ai început să dansezi? Ai avut o pasiune pentru acest dans? Da, încă de când sunt mică. Pentru că am avut o pasiune pentru acest dans. Am început cam de la 19 ani, cam așa. Oficial, că neoficial de când sunt mică, da. Concursuri, premii obținutele. Am participat la zilele comunelor, zilele orașului, am dansat pe scenă, am participat la concursuri, da? Sunt înscrisă la Școala de Arte Populare Titel Popovici din Iași, secțiunea instructor coregraf. Vrei ca la rândul tău să înveți și să înveți pe alții. Spune-ne unde te pot găsi oamenii, pe Facebook, pe YouTube? Da, mă pot găsi și pe YouTube la trupa de dans Gypsy, pe Facebook Pintili Mirela Loredana sau pe pagina oficială Mirela Dens. De unde numele Mirela Dens? Mirela mă numesc eu, da. Numele meu, și Dens de la activitatea pe care o desfășor eu. Pe lângă această pasiune de a dansa, tu mai ai o altă pasiune care știu foarte bine că îți place. Vorbește-ne despre această pasiune, pentru că tu împarți două pasiuni. Marius, împart mai multe, spune așa. Deci, da, am trupă de muzicitoare, sunt make-up artist, costumele de scenă mi le creez singură, sunt și designer, ca să zic, vestimentat. Am înțeles, da. Este important acest lucru. Bun, Mirela, eu îți mulțumesc mult pentru interviu. O zi frumoasă, dai. Cu mare drag, la fel și ție.